Zeci de copii și-au dat întâlnire astăzi pe pista de atletism a stadionului Corvinul din Hunedoara pentru o nouă ediție Autism 24H, cursa copiilor acasă la Hunedoara. Cu toți au alergat pentru a susține cauza copiilor cu autism din România. Și anul acesta, Hunedoara a fost parte a evenimentului național Ultramaraton Autism 24H Constanța. Autism 24H este o manifestare sportivă pentru amatori, profesioniști, copii și are ca scop promovarea mișcării în aer liber și promovarea cauzei persoanelor cu nevoi speciale. Evenimentul a fost organizat de MC Hunedoara și Primăria Municipiului Hunedoara, organizator principal, Asociația Centrul de Autism Marea Neagră. Cu ce am putut, cu alergatul, cu... Am alergat cu mai mulți copii, o
fost de diferite vârste. Și am ajuns locul 1, bineînțeles. Toată lumea este mulțumită, vă mulțumim pentru participare, mulțumim primăriei Hunedoara, mulțumim tuturor care ne-ați fost alături și vă așteptăm și la edițiile viitoare.